Binecuvântare tuturor la emisiunea Creștin la timpul prezent. Vrem să ne uităm astăzi la nunta mielului. Pentru mulți acest subiect este un subiect mitic, un subiect de legendă, un subiect care nu are de face cu viața lor cotidiană. Vrem să înțelegem din Scriptură ce este nunta mielului, care e contextul în care are loc nunta mielului. Cartea care prezintă subiectul despre nunta mielului este cartea Apocalipsei, capitolul 19. Și am vrea să vedem întâi contextul prezentat de Scripturi. După aceea am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea: Aleluia! A Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea, pentru că judecățile Lui sunt adevărate și drepte, pentru că a judecat pe curva cea mare care strica pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Deci, prima oară, acest strigăt elogiază pe Dumnezeu și caracterizează pe Dumnezeu că Lui este mântuirea, slava, cinstea și puterea. Deci sunt patru lucruri prezentate în acest strigăt că aparțin lui Dumnezeu. Primul lucru care aparține lui Dumnezeu, mântuirea. Mântuirea aparține lui Dumnezeu. Și dacă noi vrem să fim mântuiți, noi trebuie să venim la Dumnezeu. Și dacă vrem să fim mântuiți, trebuie să venim la Dumnezeu în modul în care Dumnezeu așteaptă să venim la El. Și El așteaptă să venim la El prin Iisus Hristos. Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, zice Domnul Iisus. A doua caracterizare în acest strigăt al lui Dumnezeu, a Dumnezeului nostru, este slava. Oamenii vor să fie ei în centrul atenției, slava să fie a lor. Strigătul ceresc spune că a lui Dumnezeu este slava, a lui Dumnezeu este gloria. Sunt termeni sinonimi, slavă și glorie. Noi trebuie să dăm slavă lui Dumnezeu. Și spune Scriptura că orice facem, să facem pentru slava lui Dumnezeu. Ce strigăt ar trebui să ne determine, să ne punem întrebarea: oare toată viața noastră este pentru slava lui Dumnezeu? Pentru că orice facem, trebuie să facem pentru slava Lui. Ar trebui să ne corectăm viața, să fie într-adevăr Dumnezeu mulțumit de viața noastră și viața noastră să fie pentru slava Lui. Acest strigăt ceresc caracterizează în continuare pe Dumnezeu și prezintă în al treilea mod. A Dumnezeului nostru este cinstea. Cinstea este a Lui. Noi trebuie să-i dăm cinste. Trebuie să-i dăm respect. Frica de Dumnezeu. Sunt unii care nu au niciun respect față de Dumnezeu și în numele artei își bat joc de Dumnezeu. Ridiculizează pe Dumnezeu, ridiculizează pe Domnul Iisus Hristos. Sunt hoți. În loc să dea cinstea lui Dumnezeu, îi fură cinstea lui Dumnezeu. Și a patra caracterizare a lui Dumnezeu în acest strigăt ceresc, a Dumnezeului nostru, este puterea. Puterea este a Lui. Autoritatea este a Lui. Iisus Hristos are toată autoritatea, toată puterea în cer și pe pământ. Acest strigăt prezintă pe Dumnezeu. Avem nevoie de această imagine proaspătă a înțelegerii lui Dumnezeu. Avem nevoie acest strigăt să pătrundă în inima noastră. Al doilea strigăt din cer. Deci înainte să fie prezentată nunta din cer, sunt prezentate aceste strigăte din cer. Apocalipsa 19 cu 3. Și au zis a doua oară: Aleluia! Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor. Dumnezeu este judecător drept și chiar este un Dumnezeu răzbunător. Nu trebuie să deformăm imaginea lui Dumnezeu. Trebuie să prezentăm și această imagine, dreptatea și răzbunarea lui Dumnezeu. Dreptatea și răzbunarea lui Dumnezeu pentru crimele pământenilor. Dreptatea și răzbunarea lui Dumnezeu pentru prigonirea robilor lui Dumnezeu. Trăim vremuri în care prigonirea robilor lui Dumnezeu ia avânt. Este o primăvară a prigonirii. Înflorește într-un mod nou prigoana contra robilor lui Dumnezeu. Strigătul ceresc spune că Dumnezeu va interveni, va răzbuna sângele robilor săi,
va judeca această ordine mondială a desfrâului. Cum reacționează cerul și cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi vii au căzut cu fețele în jos și s-au închinat lui Dumnezeu care șade pe scaunul de domnie și au zis: Amin, Aleluia. În cer acest cuvânt, Amin și Aleluia, nu este un cuvânt rar. Amin, așa să fie. Aleluia, este elogiul adresat lui Dumnezeu. Așa să fie, Doamne, te rog să intervii în istoria acestui pământ. Lăudat să fii, Doamne, că intervii în istoria acestui pământ, că faci dreptate robilor tăi, celor care și-au bătut joc de robii tăi. Tu le dai ceea ce ei merită. Sunt unii care își bat joc de robii lui Dumnezeu și inventează noi forme de bat jocul la adresa robilor lui Dumnezeu. Bat jocura la adresa religiei creștine în filme, bat jocul la adresa religiei creștine, a celor care urmează pe Iisus în mass media, bat jocul la adresa lor la locul de muncă, la școală. Dar vine o vreme când dreptatea lui Dumnezeu și răzbunarea lui Dumnezeu va pune punct acestor lucruri. Cum continuă atitudinea cerului? Și din glasul de domnie a ieșit un glas care zicea: Lăudați pe Dumnezeul nostru toți robii Lui și voi care vă temeți de El, mici și mari. Atitudinea noastră nu trebuie să fie atitudine pesimistă. Da, există prigoană, da, există ordine mondială a desfrâului, da, există sângele vărsat al robilor lui Dumnezeu. Recent, în Orientul Mijlociu, statul islamic al Irakului și Levantului, un grup de insurgenți suniți, a postat pe internet imagini cum ucide pe cei care nu sunt pe linia lor. Dar un caz care i-a relatat la teroarea declanșată de ei vreau să prezint. Cer taxă de protecție de la creștini. Un tată n-a vrut să dea taxă de protecție și i-au răpit soția și fiica. Și de durere, acest om și-a luat viața. Există atitudini tot mai sângeroase față de robii lui Dumnezeu. Și aceste atitudini vor lua amploare. Dar în ciuda acestor stări, noi trebuie să fim ferm convinși că Dumnezeu face dreptate, că Dumnezeu este și un Dumnezeu răzbunării, că El va face răzbunare, dar noi trebuie să lăudăm pe Dumnezeu, toți robii Lui. Noi nu trebuie să scurt-circuităm lauda lui Dumnezeu datorită evenimentelor de pe pământ. Noi trebuie să trăim o viață plinară de a lăuda pe Dumnezeu, mici și mari, cei care ne temem de El. Și din nou, cerul este pătruns de această stare de reverență, de închinare, de lăudare a lui Dumnezeu. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru, cel atotputernic, a început să împărățească. Și aici se introduce subiectul despre nunta mielului. Am vrut să prezint acest context al strigătelor din cer, al închinării din cer, pentru că în acest context înțelegem mai bine frumusețea, surpriza existenței nunții mielului. Ce spunea acest vuiet, acest glas de gloată multă? Domnul Dumnezeul nostru, cel atotputernic, a început să împărățească. Dumnezeu a lăsat un timp de așteptare până să intervină. Dar Dumnezeu intervine în istoria pământului și nu lasă lucrurile să se desfășoare așa cum oamenii vor. În acest context se spune, vocea aceasta de gloată multă spune, să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, fiindcă a venit nunta mielului și soția lui s-a pregătit. Nu am citit direct versetul 7, am vrut să prezint întreg contextul, să vedem durerea, să vedem frumusețea, maestatea intervenției divine, starea de închinare din cer. Vocea aceasta de gloată multă, vocea aceasta prezintă adevărul despre nunta mielului. Și cum prezintă adevărul despre nunta mielului? Este un motiv de bucurie, să ne bucurăm. Există o nuntă în cer. Nu se termină totul cu sângele vărsat al robilor lui Dumnezeu. Nu se termină totul cu triumful unei ordine
celui rău. Și se termină lucrurile așa cum Dumnezeu vrea să se termine. Există o nuntă pe care Dumnezeu o pregătește în cer pentru robii Lui. Acesta e motivul. Faptul că există o nuntă, faptul că în scena lui Dumnezeu există o nuntă în cer, o nuntă a Mielului, trebuie să ne bucurăm și trebuie să ne veselim. Dar această bucurie și veselie nu trebuie să fie doar atunci, în pragul nunții Mielului. Noi trebuie de pe acum, la timpul prezent, să ne bucurăm și să ne veselim că există o nuntă a Mielului. La timpul prezent trebuie să ne bucurăm și să ne veselim că Dumnezeu ne pregătește o nuntă în cer. Că Dumnezeu este regizorul istoriei, chiar dacă ne lasă și pe noi, actori secundari, să avem un cuvânt de spus datorită libertății primite. Dar El are ultimul cuvânt. Noi trebuie să ne bucurăm de pe acum pentru nunta Mielului. Chiar dacă nu pătrundem în toată frumusețea, în toate detaliile, dar există o bucurie necesară pe pământ. Să ne bucurăm și să ne veselim. Un alt motiv care să ne schimbe atitudinea și stilul de viață datorită existenței nunții Mielului este următorul: și să-i dăm slavă. Noi trebuie să-i dăm slavă. Să slăvim pe acest regizor al evenimentelor care urmează. Să-i dăm slavă cu toată ființa noastră. Dându-i slavă, recunoaștem autoritatea Lui. Dându-i slavă, recunoaștem pentru că El este stăpânul timpului. El este stăpânul lumii. El este stăpânul universului. Nu doar trebuie să ne bucurăm. Nunta Mielului nu trebuie doar să aibă pentru noi această stare de bucurie prezentă și veselie prezentă. De aceea creștinul la timpul prezent are motive de veselie continuă, are motive de bucurie continuă, dincolo de pesimism și dincolo de ceea ce se întâmplă. Noi trebuie să-i dăm slavă, trebuie să învățăm să-i dăm slavă. Doamne, îți dăm slavă pentru nunta Mielului. Doamne, îți dăm slavă pentru că există această nunta Mielului. Și trebuie să ne gândim la această nunta Mielului. Suntem îndemnați să ne gândim la lucrurile de sus. Și un lucru de sus este nunta Mielului. Te gândești la nunta Mielului? Te bucuri pentru că există nunta Mielului? Te veselești pentru că există nunta Mielului? Îi dai slavă lui Dumnezeu pentru că există nunta Mielului? Ești ancorat în această nunta Mielului, în această realitate viitoare? A venit nunta Mielului. Ce este de fapt această nunta Mielului? Este o nuntă dată de Dumnezeu. Pentru Miel, pentru Hristos. Și pentru biserica răscumpărată a Lui, care reprezintă mireasa, soția Lui s-a pregătit. Soția Lui înseamnă biserica celor întâi născuți, a căror nume este scris în ceruri. Cum arată această soție? Cum arată această mireasă? La orice nuntă suntem interesați și cum arată mireasa. Apocalipsa prezintă ce dă frumusețe pentru mireasă. Și a trebuit și pentru noi la timpul prezent, la creștini, la timpul prezent, să fie un imbold pentru a ne pregăti pentru acea nuntă. Mireasa de pe acum să se pregătească. Versetul 8 din Apocalipsa 19. Și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Contează îmbrăcămintea. Acel fashion ceresc. Care va fi îmbrăcămintea? În ce constă frumusețea de la nunta Mielului, a soției Mielului? Inul subțire, strălucitor și curat. Strălucitor, curat și subțire. Trei trăsături. Dar de fapt, esența inului subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Cine este mireasa? Sfinții lui Dumnezeu, care urmează pe Domnul Iisus Hristos. Care va fi strălucirea noastră la nunta Mielului? Faptele noastre neprihănite. Noi nu ajungem la nunta Mielului datorită faptelor noastre, ci datorită credinței noastre în Domnul Iisus Hristos și datorită legământului nostru cu El și a perseverenței de a rămâne lângă El până la capăt. Dar frumusețea noastră la nunta Mielului este dată de aceste fapte neprihănite ale sfinților. Noi ne putem pregăti pentru această nuntă? Cum? Cred că cel mai important pentru nunta mea este să fim dedicați în întregime Domnului și ca în orice moment să conștientizăm că Domnul poate veni și inima noastră să fie în întregime, cred că, dedicată Domnului. Cred că ăsta e cel mai important aspect pentru nunta Mielului. Pregătirea pe acest pământ pentru a-L întâlni pe
Domnul Iisus Hristos, care este descris și în Sfânta Scriptură ca și mielul și va veni și va lua biserica lui, noi trebuie să avem acea stare sufletească apropiindu-se de Dumnezeu în fiecare zi. De aceea, citirea cuvântului lui Dumnezeu, starea în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, ne pregătește pe noi atunci când îl vom întâlni pe Domnul Iisus Hristos la nunta Lui. Și aceste două lucruri sunt foarte importante în viața credinciosului ca să se pregătească pentru nunta mielului. Cred că din ziua în care am fost mântuiți, fiecare altă zi înseamnă o pregătire pentru nunta mielului. Și când mă gândesc la nunta mielului, mă gândesc la revenirea Domnului Iisus și ăsta e următorul eveniment din viața oricărui creștin. Întrebarea noastră chiar vine într-un moment deosebit pentru mine, pentru că astăzi avem aniversarea de 12 ani de când ne-am căsătorit. Așa că, gândindu-mă înapoi la ce a însemnat nunta și pregătirea pentru nuntă, fiindcă întrebarea noastră vizează aspectul acesta al nunții, mă gândesc ce a însemnat pregătirea pentru nunta mea și ce înseamnă altceva decât privirea înspre o mare sărbătoare care urmează. Faptul că noi astăzi suntem în pregătire pentru acea sărbătoare extraordinară în care îl vom cunoaște pe deplin pe Cel ce ne este Mântuitor și, cum sugerează întrebarea noastră, ne va fi mirele Bisericii Domnului Iisus Hristos. Această pregătire cred că presupune în primul rând sfințirea noastră, curățirea noastră. În Scriptură, de câte ori se vorbește despre sărbătoarea care urmează, se face referire la a ne spăla hainele, a avea haina curată, și cred că unul dintre lucrurile esențiale care face sărbătoarea nunții frumoasă este albul care arată curăția. Cred că este o vreme în care, într-un mod special, trebuie să ne pregătim luptând pentru familiile noastre, luptând pentru sfințirea personală, luptând pentru curățirea din bisericile noastre, arătând lumii, pentru că pregătirea noastră pentru nuntă și căsnicile noastre sunt o imagine a ceea ce urmează să fie nunta mielului, căutând ca noi, ca și căsnicii, ca și familii, să avem o mărturie în lumea noastră a ceea ce înseamnă să ai un Dumnezeu atotputernic, Dumnezeu al dragostei în același timp, un Dumnezeu drept, un Dumnezeu care poartă de grijă, un Dumnezeu care cheamă la un standard de sfințenie. Cred că pregătirea pentru nunta mielului, într-un cuvânt, înseamnă să anticipăm, să ne uităm cu anticipare și mare bucurie la o mare sărbătoare, dar în acest timp căutând să ne păstrăm curăția. Prin faptele noastre neprihănite, frumusețea aceasta a inului subțire, deslucitor și curat, care reprezintă faptele neprihănite ale Sfinților, este o frumusețe care depinde și de noi. Creștin la timpul prezent este creștinul care face fapte neprihănite. E campion la fapte neprihănite. Și aceste fapte neprihănite au efect nu doar pe pământ, au efect și în cer. La strălucirea din cer. Au efect la frumusețea cu care este împodobită mireasa. Deci trebuie să ne pregătim. Nu doar să ajungem acolo, cum unii se limitează doar la atât. Nu. Ci să strălucim acolo. Spune și în Daniel 12:3 că cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Noi suntem chemați la ospăț, la acest banchet ceresc. Suntem chemați. Cum suntem chemați? Întâi suntem chemați la mântuire, pentru că mântuirea este a lui Dumnezeu. Fără mântuire nu putem intra acolo. Mântuirea prin credința în Domnul Iisus Hristos, mântuirea prin schimbarea vieții noastre, mântuirea prin pocăință. Suntem chemați ca oameni mântuiți să facem fapte bune și suntem chemați să rămânem loiali mielului până la capăt. Unii vor spune că aceste lucruri sunt simple invenții religioase. Aceste lucruri sunt lipsite de realitate
Pentru că universul nu are un sfârșit, nu există o nuntă în cer, nu există o judecată a celor buni și a celor răi. Răspunsul Duhului Sfânt la aceste teorii, la aceste idei, la aceste suspiciuni este următorul. Și apare imediat în text în Apocalipsa 19 cu 9, partea a doua. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Referințele despre nunta mielului sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Nu sunt minciuni, nu sunt invenții, sunt cuvinte adevărate ale lui Dumnezeu. Și fiindcă sunt cuvinte adevărate ale lui Dumnezeu, trebuie să fie cuvinte adevărate și pentru noi. Trebuie să le asimilăm, trebuie să ne schimbe stilul de viață. Ideea că există nunta mielului trebuie să ne aducă bucurie, trebuie să ne aducă veselie, trebuie să-i dăm slavă mielului, trebuie să nu ne uităm doar la circumstanțele terestre, pământești, la această primăvară a prigonirii, această primăvară în care răul domină, înflorește, și trebuie să vedem că el are ultimul cuvânt. Cum reacționează Ioan? M-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturile lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturile lui Iisus este Duhul prorociei. Ioan este atât de fascinat de această imagine cu nunta mielului, încât se prăbușește în închinare. Dar Dumnezeu dorește să ne închinăm doar Lui. Dorește să fim martorii lui Iisus. Să mărturisim pe Iisus, să mărturisim despre miel, să mărturisim despre mântuirea care vine prin mielul lui Dumnezeu, să mărturisim despre nunta mielului. Așteptăm nunta mielului, ne bucurăm, ne veselim în timpul prezent, îi dăm slavă, ne pregătim prin fapte bune. De aceea, dragii mei, dacă ați obosit în fapte bune, putere nouă pentru fiecare dintre noi să facem aceste fapte bune, să facem fapte bune cu gândul și la nunta mielului. Să facem fapte bune gândindu-ne că aceste fapte bune reprezintă în subțire și curat cu care va fi îmbrăcată soția mielului. O nouă putere pentru fapte bune, o nouă motivație pentru fapte bune și bucurie. Dumnezeu să dea o revoluție a bucuriei în viețile noastre, o revoluție a faptelor bune în viețile noastre datorită realității nunții mielului. De aceea trebuie să ne ancorăm în această realitate și să trăim intens această realitate. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne revedem toți la nunta mielului.